Peste 700 de mii de români care poartă numele Sfântului Andrei, ocrotitorul României, își sărbătoresc vineri, 30 noiembrie, onomastica. Credincioșii îl prăznuiesc în această zi pe Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul neamului românesc, el fiind numit cel din tâi chemat, întrucât a răspuns primul chemării lui Hristos la apostolat, ziua fiind totodată sărbătoare bisericească națională. Înainte de a fi apostol al Domnului Sfântul Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Tot din tradiție știm că Sfântul Andrei a avut și un sfârșit de mucenic, fiind răstignit la patra slângă corint, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a spus crucea Sfântului Andrei și pe care o întâlnim la trecerile de cale ferată. Locuitorii cartierului Burdujeni, arondați bisericii ce poartă numele Sfântului, au în această zi hramul. La slujbă au participat pe lângă enoriași și oficial. Realități locale și politicieni, echipa Bucovina TV urează tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei un sincer, la mulți ani.